Că de sară frigem puiu, hai iu, șadi radi da di da di da. Bună seara, în seara asta vom face un pui, un pui normal, un pui care nu-i bolund. Dai bolund la care îl face. Am despachetat puiul și urmează să îl facem. Să îl spălăm. Și cum facem asta? Luăm puiul și îl băgăm așa, într-o, ce asta? Ce asta? Lighean. Băgăm apa rece pe el. Săracul pui cum stă acolo. Și așteaptă să fie mâncat. S-a necat puiul. Și acum, ce facem? Îl spălăm așa. Îl spălăm. Hai, tu ce joci sau ce faci? Îl spălăm, n-ai zis să-l spălăm. Păi dar... Na. Pe cum să-l spele altfel? Ajunge acesta. Și-l întorcem. Și-l crăcăcim, pui, uite, așa nii. Da. Așa, aici, să nu aibă mizerie. Și-l frecăm acolo, așa nii. Și aici iarăși, și îl întorcem iară, și acolo îl spălăm, tot îl spălăm. Îl batem așa pe spate. De care e nebun. Ce dai ca să vadă lumea că chiar ești prost. Nu ai spălat? Mă, omule, tu știi, vrei să faci ceva sau nu vrei? Vreau, dar arată că nu știu. Păi dacă nu știi, lasă-mă, hai și păi cățițe la copil. No. Dar trebuie să filmezi, să... Păi vrei să filmezi, ce vrei să filmezi? Nu, ce fac? Filmezi eu. În pui. Da. Hai să-l fac eu, cătitele. Du-te și fă pune. Eu te filmez. Când e important, da, să-mi zici. Da. Asta fac eu. Serios că fac eu. Păi nu știi. Unde cu... Nu te va. Eu, dar ce cătite ai făcut? De asta știi cum să fac în stomac? Cum? Uite așa, ia. Dar de ce? Păi nu-s bune ăsta, ticule. Mă lasă-mă că bun e. Îl doare burta pe copil. Nu mă duc burta. Lasă-mă, dăm face. Azi dimineața am făcut treaba mare. Lasă că nu. Oră, dar n-am. Acolo nu e uleiul, fă-i ocrotită, cum vrei tu. No. Dar ce ai pus aici? Căcat de câine și căcat de mâță. Ia să facem noi o plătită, într-o veritabilă. Da, veritabilă, cum ți-i capi tău, ăla probă. Dar nu așa să fac plătită, plătită. Dar cum se fac? Mă, căcatul dracului, cum se fac? No, vezi că nu știi, că ești prost. Cu apă minerală. Cu apa lui Măta. Nu știi să faci plătite. Nu, păi, fă tu. Nu știi să faci pui. Hai și fă pui. Lasă-mi, dă-mi pas. Eu fac, dar trebuie cu apă minerală. Bă, cu lapte să fac, nu cu apă minerală. Noastră cum facem cu puiul ăsta? Ce se vezi? Uite ce scârboșenie ai făcut aici, mi-e de plătite. Bă, cine a pornit filmarea? Că s-au înregistrat toate prostiile astea. Bine, să vedem acum. Și tăiem. Tăiem aripa. Eu tăiem de tot. Tăiem tot aripa de tot, uite așa. Cum taie tata. Cum taie tata tu? Cum taie tu? Și tăiem toată aripa și cealaltă aripă. Gata, nu mai poate zbura puiul nicăieri. Decât la noi în burtă. Vedeți? Asta e tehnica.
Uitați-vă aici cum se taie un pui. Nu vă fie frică. Păi nu, că nu zboară. Tăiați-l, uitați. Tehnica de tăiere. Ce mă, de aici cu... Dar trebuie să vadă oamenii, mă, omule. Da, că nu știu oamenii. Dar de unde să știe? Că de-aia să uită la canalul meu, că nu știu. Nu. Dacă ar ști... Asta e handicapat, care... Hai să fim serioși. Cum să fie handicapat? Păi cum? Sunt oameni deștepți care nu știu încă tăte. Nu știe să taie un pui. Măi, omule, sunt oameni directori de bancă, de ăștia directori, oameni cu școală, avocați... Pe lângă școală. Care nu au făcut treburi de astea și vor și ei să facă, să știe. Că ei știu altceva, le știu legi, știu să învețe alți oameni. Aia nu știu nicio lege. Dacă știi legile, le-ar interpreta. Măi, omule, în favoarea omului. Deci nu. Un om care e avocat. Nu e avocatul să nu iei bani. No, și atunci te reprezintă, dar nu, domnule, nu trebuie niciun bani și gata. Dar noi nu vorbim aici, un avocat, dacă și-a dedicat toată viața. Așa școală făcut. Măi, omule, ascultă-mă un pic, mă lași să vorbesc. Da. No. Un avocat care și-a dedicat toată viața să fie avocat. Uite, bucătarul care taie carnea. El care toată viața și-a dedicat-o numai bucătăriei. Fac eu. Îmi strângi clipul. Da, cum? Eu vreau să spun ceva. Un avocat sau un oameni de ăștia foarte deștepți. Dacă orice deștept, dar dacă nu... Crezi că știu să facă de ăstea? Dar nici școală n-au făcut. Au făcut, mă, omule, dacă sunt doctori. Da, ce, mă, uite că te omoră doctorii. No, uitați-vă aici, nu îl băgați în seamă pe tata ce vorbește, că vorbește prostii. Da, mă, omule, dar vreau să arăt la oameni cum să tai un pui. Mă, lasă-mă de-n pace. Hai, tata a făcut cel mai bun pui, vreau să vă arăt cum să taie. Tot așa nu, se porționează. Mă, explică, poți să explici la oameni. Hai să vedem cât ești. De ce? Eu nu-s bucătar. Dar știi să explici ce faci acum? Îl tranșez. Dar ce ai făcut? Ce-ai tăiat acolo? Întâi aliptele, după aceea... Asta, ce-ai tăiat? Ce-i asta? Asta ce-ai tăiat? Ce-i? Grăsimea. Și au... Nu o mânci tu. Nu se mănâncă? Nu. Ba, se mănâncă, numai nu... Cui îi place. Bine, dar o pui în friptură. Da, dacă vrei. Păi vreau dacă să mâncă. Acum... Dragi spectatori și telespectatori, domnul bucătar nu știe să lucre, nu știe să tranșeze, îi trebuie argat. Păi acum tu ești bucătarul, că ăsta e rețeta ta. Bucătar. Am zis din start, e rețeta lui tata. Care păi dar fă tu atunci. Păi dar tu trebuie să faci, să-mi arăți cum să faci. Cum să nu. Tata e foarte dificil, mă scuzați. E foarte, foarte dificil. Dar eu îl înțeleg. Da. Vedeți cum taie? Acum ce faci? Hai, explică și ce faci, mă. Îl tranșez, omule. Îl tranșez, dar ce parte tranșez acum? Spatele, deci îl tranșează spatele. Da. În felul ăsta. În acest fel. Și acum dau pielea jos de pe piept. Dacă îl vrei să-l mânci separat, sau ce? Dar de ce dai pielea jos de pe piept? Că pielea e bună. Nu dau pielea jos, că așa îmi place. Da, că atunci când e friptă, o dai jos. Eu nu o dau jos. Lasă-o, tipule. Ai tăiat-o. Am tăiat-o. Bine. Asta e rețeta. Da. Dacă așa ai făcut și ieri. Da. Așa. Bun. Atunci am încredere în tine. Așa. Și acum ce faci? Acum o să tai tu pieptul ăsta în jumătate. Uite, pe aici așa. Uite. Da. E? Bun. Așa. Stai să fac o zi. Da. Pieptul tăiem, uite așa, în jumătate, da? Așa. Ia uitați, dragilor, am avut nevoie și de un satâr să-l tai așa în jumătate. Ați observat, nu? Simplu, nu? Ca bună ziua. Și acum îl băgăm aici.
Nu așemăl. Îl limp... Da, așa ai zis, să-l limpezesc. Și pune-l în tavă. Direct? Păi da, scurge-l și pune-l în tavă. Da. Îl scurg în ce-l scurg? În mână, ce să-l scurg? Așenii? Bă. Ori știi, ori nu știi. Păi da, explică-mă, omule, că... Eu nu știu. Lasă acolo. Nu. Aha. Aha. Deci un sper. Sunt jet de apă. Da. Domnule, nu știi să vorbești. Un sper frumos, da? Și da. Strângem bun. Da, am arătat. Și l-ai pus aici. Bun. Și urmăm cu toate ingrediente, toate părțile puiului. Facem la fel, da, tată? Așa. Tata zice așa, că aripa asta secundară, asta nu-i bună, asta trebuie să o tăiem jos. Și și de la asta la altă aripă. Tăiată jos, da? Așa, vedeți? Bun, deci am pus tot puiul, vedeți? Două pulpe, două aripi, două jumătăți de piept, un spate. Cu... Tai-l ăsta în ideea și de la spate, tai-l jos. De ce? Păi de-aia. De-aia de ce? Păi zi de ce? Aha. Deci ăla trebuie să-l tăiem. Vedeți? În felul ăsta. În felul ăsta l-am tăiat, da? L-o tăiat tata. Acum îl spălăm. Bun. Și-am pus aici pielea, care-o luat-o de pe piept, și grăsimea pus aici. Și aici partea alta de spate. Și acum ce facem, tata? Ce ne facem? Ce urmează? Ce urmează, mă? De mai cu ăla ce ai cumpărat tu. Ce? Iisus. Ala, da, sare de Himalaya cu busuioc. De-aia a fost așa de bun. Înțeles, ăsta e secretul. Bine, dăm cu sare de Himalaya cu busuioc pe aici. La capacul? Da. Dă-i. Așa. Bucătarul ăsta e ca murdar. Uite-te aici ce face. Păi da. N-are șorți, n-are prosop de șterg. Vedeți, și copiii pot să facă pui de ăsta. A venit aici ajutorul meu, coptilul meu. Aici avem trei generații care fac un pui foarte bun. Dacă m-ai lăsat să îi explic bunic, eu, da. Păi da, explică, domnule, că eu nu mă bag. Nu pot să-i fac și clătite și pui. Ce mai trebuie atunci? Că explic eu. Păi dă mă cu aia peste el. Cu ce? Cu aia. Cu aia ce? Păi am dat cu de-aia. Bă, dă-mă încă un pic. De deja arată bine. Punem piper? Mai mult. Măi, omule, am pus, chiar am pus mult. Intră aia, mă, de bine. Deci trebuie făcut ca lumea cu sare. Și, și nervos trebuie să fii. Nervos, dar, nu ca tine. Nu e piper. Crezi că s-ar fie curățit ala? Urmează piper. Bun, punem piperul. Păi peste tot, mă, nu... Peste tot, peste tot, peste tot. E bine? E ajunge, dar, sigur că... Aici avem, ce zice tata? Zi acum, să nu zică oamenii că... Amestec de... Băi... Ce e aici? Boia... Păi stai să le arăt la oameni cum arată. Nu.
Boia și ce mi-ai pus? Piper, vegeta, coleandru și busuiu. Ăsta, cimbru. Cimbru. Sper că ați înțeles. Și și ăsta îl punem. Ăsta. Care nu știe, normal. Așa. Să cam... Așa. Nu, nu mai mare. Nu. Mere. Mere, da, venea. Atâta pui. Ăsta are sare în el. Are și sare. Oi, dar câtă gata. Sare pui. Hai. Gata, altceva mai punem? Ce ai mai pus ieri? Ai pus și ceva legume. Pune frunze de dafin. Punem două frunze de dafin, cum o zis tata, una încoace, una încolo. E bine așa, ticule? E bine așa. No, bine. Altceva. Punem ulei de floarea soarelui peste tot, da? Păi, hopa, cât pui? Păi, dar nu mi-ai zis cât, ai zis să pui. Păi, lungi numai, îl stropești. No, bine, păi, după păi. O oră îmi zici. Bine, noi cam cât crezi că-l pui? Ai zis, pune ulei de ăsta, no, eu am pus. Altceva. Boia. Păi nu era merodenii boia? Măi, pune boia, mă. Bine. Roșu. Roșu trebuie să-l fac. Da. Deci trebuie să-l faceți roșu. Deci, le-am făcut roșii, după cum vedeți. Și acum ce facem? Le întoarcem pe partea cealaltă, unde sunt albe. Repeți aceeași treabă. Deci, o zis tata că asta înseamnă macerat. Da. Și acum repetăm aceeași treabă din nou. Cu sare, cu tătătătătă. Fără sare, băi. Pui boia și un pic de piper, dacă poți, dacă vrei. Dar pui boia. Deci doar boia și, și piper. Dacă ți se pare că nu e piperat. Mie mi se pare că e piperat. Atunci pui numai boia. Bun. Roșu tot, da? Da. Bun. Deci, asta normal, se lasă în frigider la macerat cel puțin o oră. Sau jumătate de oră. Sau jumătate de oră. Da, eu cum nu mai am răbdare... Pot trece la acțiune, în acțiune. Exact. Acum am tăiat ceapă julien. Și acum explică tata cum se face. Haide, ticule, și zi. Uite, o pus mâna pe el. Așa, îl întoarce. Deci nu-i place cum am aranjat eu. Văd că nu-i bine. Nu-i bine aranjat. Trebuie aranjat bine. După cum ai secționat porcul sau găina. Da. Așa. Da. Stai un pic. Și acum, dragilor, uitați cum ce frumos o făcut. Deci tot, de nu mai înțelegi nimic. Nimic nu mai înțelegi. E bine? E perfect. Deci, spatele, pulpele și pieptul și aripile. Da, și acum pui ceapă. Nu arată cum se pune ceapa. Uite așa. Se pune ceapa acolo. Și aici. Și aici. Uite așa cum face ticul. Așa. Vedeți, foarte simplu. Foarte simplu. Da. Veți mânca ceva, deci dacă faceți așa ceva, o să vedeți că e foarte bun. Dar mai durează mult că nu mai pot de poftă. Da? No, pune acolo. Mai trebuie pus ceva. Mai trebuie dară.
Ce Dumnezeu mai trebuie? Vezi că este usturoi verde. Unde? În grădină? Acolo, în balcon. Bun. Bun, și acum punem usturoi verde. Vedeți? Aici e usturoi verde. Dar cât usturoi verde ai pus? Un kilogram. Fiindcă e verde, nu are așetărie, poți spune cât vrei. Fiindcă e verde, nu are așetărie și poți spune cât vrei. Dar... poți spune și ceapă. Te-ai cozit să curăți și niște usturoi de ăsta. E mai tare, e mai vechi. E mai vechi și e mai tare, e mai bătrân și e mai experimentat. Ăsta, da, ăsta îl punem, nu îl pisăm și îl punem aici. Usturoiul ăsta pisat îl punem mai târziu. Nu am un... spre terminare. Spre terminare. Am un punem usturoi de ăsta verde mult, că ăsta e rezistent, ăsta e tânăr. Cât? Mai punem ceva în afară de usturoi. Uitați cum se pune usturoiul. Uitați-vă. Vedeți? Vedeți? Așa. Poți pune o crenguță de... pune un pic de cimbru. Ai? Am. Ai nici cimbru. Deci avem aici cimbru... dar e o... măcinat de tata. Și îl presărăm așa peste tot. Ăsta, șenii. Cimbru, tu l-ai făcut ăsta, tu l-ai... eu, da, cine? Că tu ești un bucătar profesionist, domnule. Da. Nu degeaba ai fost maestru bucătar. Am fost maestru, nu bucătar, ca altfel de maestru. Maestru, dar e și bucătar, pentru că numai un maestru poate să inventeze mâncăruri de astea. Da. Cum îs și eu, maestru bucătar și tu ești maestru bucătar. Mm-hmm. Amândoi suntem maestri. Tu fără titulatură, eu da. Adă diploma să vadă abonații. Între timp, după 1000 de ani, după ce tot cureți aici la usturoi și tot tai usturoi verde, ce facem? Punem cuptorul la foc? Punem? Între... da, între timp. Între timp. Dar tu ce faci acum? Acum, uite aici așa. Da, apă mai pui sau unge, ceva? Bă. Unge. Lasă-mă. Luăm așa. Tăte, după... așa fă. Toate, da? Toate, dar... și între timp punem cuptorul la foc. Foc mare sau foc mic? Foc mic. Încălzește la 150 de grade. Bine. Am să pun termometru în cuptorul nostru ăla de 100 de ani. Deci, ăsta e maceratul. Acum pun apa. Am pot pune un pic de apă. Nu poți să ieși, ai nimic. Acolo. Cât? Atât, e bine. Ajunge? Deci am pus un pahar de apă. Da? Și uitați ce face, care-i treaba? Ăsta e maceratul, zice Ticu. Păi trebuie lăsat la rece. Băi, omule, de oră tot învârtim aici. Punem o dată la cuptor. Da, punem. Punem folie peste el. Bineînțeles că trebuie pus folie. Folie de... aluminiu. Aluminiu, bun, da. Hai cu punem. Pentru că el se fierbe și rămâne asta... boiaua asta rămâne pe deasupra. Și după aia îl întorcem. Și iară dăm cu un pic de boia, după care la sfârșit luăm folia de aluminiu și o lăsăm acolo așa. Mai punem boia? Mai asta du-te și pune-l acolo. Normal aici ne trebuie să punem niște cartofi. E mai la sfârșit. La sfârșit. Da. Le punem la sfârșit. La sfârșit. Ma bun. Deci acum punem folie de aluminiu. Punem folia de aluminiu. Bine. Mă uitați. Luăm așa cât e așa și o... și atunci.
mă, ce ce știi, mă. Ești serios? Am făcut cât ai, mă, 44 de ani. Se vede. De asta... De asta te-am rugat frumos să... Da. Să arăți și la alți oameni, să fie și ei bucătari. Da, 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 da. E gol. Eu am mâncat pui la... Făcut de bucătar, dar nu ești așa bun. Da. Nu prea știu bucătarii ăștia. Știu, nu tinerii. Acum pot pune la ber. Lăsând în jur de 30-35 de minute. După care îl punem pe un dog sau curpător. Dog. Ăsta e dog. Ăsta e dogul. Bine, hai că îl băgăm la cuptor. Băgăm la cuptor. Gata, l-am băgat la cuptor, după cum vedeți, la foc încet, la minim, da? Și închidem cuptorul. Nu așa tare că se stinge focul, dacă trântește ușa, ca un descreierat. Nu s-o stâns, bine. Dragilor, se pare că tata s-a îmbătat, s-a dus să culce și atunci trebuie să termine o rețetă. El a zis că trebuie să punem niște cartofi. Niște, cred că înseamnă vreo 5. I-am curățat, i-am spălat și acum îi voi tăia. Nu, no, eu am tăiat. Și am scos puiul afară, uitați cum arată. Și îl întoarcem. După cum vedeți, puiul s-a mai strâns. Și acum punem cartofii. Am pus cartofii. Acum vom pune usturoiul. Am pus usturoiul, ăsta mai tare, și punem încă o dată boia. Na, am pus boia și acoperim. Și îl mai băgăm vreo 10 minute, dar la foc mare acum. După vreo 10 minute, scoatem afară și îl întoarcem iară. Tot. Șeni. Că nu mai am răbdare. Și îl băgăm fără nicio folie. Să prind un pic de crustă. Nu știu dacă asta e rețeta lui. Că... După cum v-am zis, stricăm tot aici și băgăm la cuptor fără folie și mai lăsăm încă vreo 15-20 de minute. No, așa arată friptura, e gata, suntem gata să o gustăm. No, să vedem ce gust are, uitați-vă dragilor ce bun. Oh, mamă, ce miros. Ia uitați. Cred că se vede bine despre ce este vorba în această propoziție. Ia să vedem ce gust are. Să luăm și un cartofior. Mamă. Mamă, ce bun e! Mamma mia, ce sapore! Buonissimo! Foarte bun! Foarte bună! Nema sapore! Come nema sapore? Come?